Bună ziua, bine ați venit! Începem ședința ordinară din data de 8 iunie 2018 cu alegerea președintelui de ședință, având în vedere că mandatul domnului Areș s-a încheiat. Propune? Domnul Cuneș, Romeo Deloc. Îi place să stea acolo, să vină mersi. Deja și-a luat. Noi suntem de acord, dragi. Supunem la vot? Da. Până la sfârșitul mandatului. Nu la nimic. Iubim mult, poți să spui cum aș vrea să-ți cuvântul. Da. În 13 consilieri prezenți, aleși, 11 sunt prezenți. Bună ziua. Domnul 12 coarbăni. Domnul Cristea absent motivat de ședința ilegal constituită. Dar nu am venit și tot unde ai semn de glas, mă? Conformitate cu prevederile articolului 39, articolul alineatul 1 de legea administrației publice locale, republicată cu modificările și corectările ulterioare, prin consultarea primarului, s-a convocat întrunirea în Consiliul Local în ședință ordinară de lucru pentru data de 8-6-2018, orele 12, cu o ordine de zi de 17 puncte, care toată lumea le știți, cu mențiunea. Punctul 4 se va retrage de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu retragerea punctului 4 de pe ordinea de zi? Care este votul? Seamănă pentru... au survenit niște modificări state de funcții personale didactic de la școală și m-a sunat doamna director cu rugămintea să aprobăm într-o ședință viitoare. Da. Deci, nu unanimitate. Avem două puncte suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse de merit care urmează a fi acordate în semestrul 2 al anului școlar 2017-2018 de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, iar punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, proiectare, reabilitare și modernizare DC-110A, 5 km zona Bolătău. Discuții la cele două puncte suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Unanimitate. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind... Da, mă scuzați, ca de fiecare dată. Procesul verbal. Discuții dacă aveți la procesul verbal de la ședința din data de 17 mai. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Împotrivă? Se abține cineva? O mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini pentru categoriile de lucrări, reparația apă canal și întreținerea apă canal. Aici avem tot caietul de sarcini care, după cum știți, nu cred că ar fi probleme în problema alimentării cu apă și canalizare. Discuții dacă aveți, spunem spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc, unanimitate. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a avizului și acordul de spargere pe domeniul public-privat pentru executarea lucrărilor aferente rețelei tehnico-edilitare, rețelei de transport, produse petroliere și derivatele acestora. Din discuția avută cu doamna secretară, erau prinsă în taxe și impozitele care era. Acum trebuie să dăm un proiect de hotărâre care privește exact acordul care se fac lucrările pe domeniul public. Modelele de cerere și tot obligațiile care le au pentru obținerea avizurilor necesare. Discuții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Anton. Domnul Anton se abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de reparații curente
drum comunal, strada Taslăului, de la locuința numărul 1 până la locuința numărul 63, a podului variantă poștă și a drumului comunal D801. Discuții la acest punct? De la pod, la varianta pe Canuș, nu? Canuș, da, strada Taslăului cu ieșirea. Până sus, datoria de acolo, nu? Sau până? Nu, 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 la poștă. De la poștă, intrarea de la poștă până la 901. Fără... Da, fără parte. Ce sumă este alocată din buget? Acum doar pentru credit de sarci. Da, aprobăm că e pentru credit de reparație pentru credit de sarci. Da. Până găsim sursă de finanțare pentru proiectul cel mare, care l-am împărțit în trei, intrarea în Comuna Zemeș, partea din Iguirii, lotul numărul 2, drumul, până sus la Bozian, și partea cu gabioane, până atunci, când vom găsi sursa asta de finanțare, ne-am gândit că ar trebui să-l reparăm. Despre asta e vorba. Problema va fi efectuată pe reparații, cum ca elisată. Exact cum am procedat și la intrarea în Comuna Zemeș. Alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a OAT Comuna Zemeș, domnului Rață Costel. Cine este domnul? Rață Costel. Căsătorii cu fata. A avut accident aici. Cu mașina acolo intrat în capul de pod. Stă deja. Stă deja în ea și am intrat în legare. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș, Comuna Zemeș. Aici este vorba de stația de injecție apă Taslău, aparținând lui OMV Petrom, un teren proprietate Comuna Zemeș la numărul 165B și clădire punct termic OMV Petrom din spatele complexului, care are numărul 13. Discuții? Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale, administrative și financiare din bugetul Consiliului Local pentru anul 2018. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale a fost aprobată prin HCL 88/2016. Acest plan se referă la anul 2018. Serviciile furnizate în cadrul Centrului Educațional Vizit pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul spasului din subordinea noastră. Sursele de finanțare deja erau prevăzute prin bugetul aprobat. Planul acesta a fost solicitat de Consiliul Județean. Ei ne-au adus la cunoștință că trebuie să-l aprobăm. Aveți trecut și numărul beneficiarilor și toate datele. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Asociație Club Sportiv Gloria Zemeș cu ACS Rally Spirit Onești pentru desfășurarea ediției a 8-a Raliului Moldovei 2018. Așa, după cum ne-am obișnuit de câțiva ani de zile, prin ASC, că noi nu putem să încheiem un contract. Singura diferență e că suma va fi mai mică. Nu se mai desfășura pe două trasee, numai pe... Da, e o singură probă. E o singură probă, pe rumpul nu se mai desfășura pe partea. Discuții?
Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș. Aici avem câteva suprafețe de teren. Deci, pe parcela 3513, o suprafață de 2359 de metri pătrați, pe parcela 3540, pășune 864 de metri pătrați, pe parcela 814, neproductiv 558 de metri pătrați, pe parcela 3401, flash 1, pășune împădurită 841, pe parcela 3508, neproductivă 441, pe parcela 3915, neproductivă 780, iar pe parcela 3915, 672 de metri pătrați. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții, proiectare platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din Comuna Zemeș. Și următorul punct, punctul 12, proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea actualizării proiectului tehnic de execuție și obținerea de avize pentru obiectivul de investiții, construirea platformei din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz în Comuna Zemeș. Suma este de 1000 de lei. Proiectul de investiție actualizat. Domnul Bățătescu, mi percepe suma de 1000 de lei pentru reactualizarea. Aici, după cum știți, s-a mai aprobat odată, dar și aceste avize au un termen. Dacă acel termen a fost depășit, acum dacă e să intervine și la drumul de la Bolătău, exact cum am discutat, se va pune și stațiile de autobuz. Nu mai pierdem timpul, aprobăm dinainte să fim cu toate puse la punct. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2018 pentru întocmirea documentației de avizare mediu ulterioară amenajării amenajamentului silvic al fondului forestier al Comunei Zemeș. Amenajamentul este finalizat, este depus la Ministerul Apelor și Pădurilor, care au emis un aviz favorabil și ne-au dat de asemenea obligația de a parcurge procedura legală de avizare de mediu, conform HG 1076/2004. Este necesară alocarea sumei de 4400 de lei ca să parcurgem și această procedură și pentru ca să fie finalizat amenajamentul. În loc ca procedurile astea să simplifice, mai tare scump. Din nefericire, se tot complică. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de transport pe drumul public a deșeurilor agricole. Feza Haria Marina de la Bolătău construiesc prin fonduri europene o platformă pentru gunoi și în condițiile de eliberare a certificatului de urbanism de la Consiliul Județean le-au solicitat aprobarea de către noi a unui regulament privind condițiile de acces a vehiculelor și utilajelor care transportă gunoiul de graj. Respectiv la rampa de depozitare. Și au întocmit colegii de la Poliția Locală regulamentul, cu respectarea tuturor prevederilor legale, cum trebuie să circule pe drumul public, să fie... Am vreo copie după proiectul care l-a făcut în Poliția Locală? Păi de regulament. De un regulament, da. Este. Da. Cum trebuie să fie dotate așa, să nu curg noi pe stradă? Aveți toate la de aici, așa ceva care... Modul și condiții de transport și de deșeurilor. Pentru a facilita
depunerea proiectului. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea modificarea inventarului domeniului public al Comunei Zeme. Se introduc două noi poziții, un pod pe strada Pietrosu și un pod pe strada Toamnei, în domeniul public al Comunei Zeme. Au fost identificate... Vestitul pod de pe strada Toamnei, cel din casete, în care noi o să trebuiască să găsim o soluție să-l modificăm și să-l scăpăm din casetele alea care pun probleme de fiecare dată când plouă mult. Și podul de pe strada Pietrosu este strada Toamnei, acel pod de la locuința Cristian. La vechea antecedentă, cu din țevi. Știți, acolo o să trebuiască să facem odată un pod ca oameni. Este pericol și pentru mașina de gunoi, pentru mașina de pompier, Doamne ferește. Trebuie să facem un pod. Domnul președinte, spuneți. Mulează cu punctul 16. Îmi spune rapoarte de evaluare tot pentru... Pentru, da, da, pentru, da. Mergem cu 15 și cu 16. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2018. Bine, imediat, doamna Comandant. Aveți cuvântul. Deci, având în vedere la patru specialitate, care cred că le-ați văzut, avem așa, avem un depășit la capitolul venituri cu suma de 73.000, care este la 16.05.50 alte taxe pentru utilizarea bunurilor. Această sumă o împărțim la cheltuieli. În funcție de referatele care sunt de la domeniul public investiții, avem la administrație 5.000 de lei la încălzit și iluminat și 3.600. Avem rapoarte de evaluare pentru 3 locații. După aceea, la capitolul 54, alte cheltuieli, avem pentru măsurători 3.000 de lei și 4.400 pentru aviz mediu, amenajamentul silvic. La capitolul 68, alte cheltuieli în domeniul asistenței, avem la încălzit 5.000 de lei. Capitolul 70, iluminat public, avem la încălzit și iluminat 40.000 de lei. La capitolul transporturi, avem la reparații curente 8.500, la cheltuieli de capital 3.500. În total 73.000. Discuții la rectificare? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna doctor. La ședința trecută la pentru sport 15 lei, am zis că îl băgăm acum, nu? Nu este niciun când raport. Nu, când avem o situație clară cu concursul de biciclete, așteptăm. Mm-hmm. Da, atât în august. Da. Trecem la cele două puncte suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărul burselor de merit care urmează a fi acordate în semestrul 2. În anul școlar 2017-2018, deci suma este prinsă în buget, noi trebuie să aprobăm numărul de burse, care sunt în număr de 51 față de anul trecut, care au fost 52. Probabil că nivelul se menține același, probabil că numericul a mai scăzut sau... Da. Oricum, ne menținem pe... o linie destul de bună. Iar ceea ce se discută în Consiliul de Administrație, școala Ștefan cel Mare nu se confruntă cu niciun fel de probleme, nici pe linia administrativă, nici pe nicio linie. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, proiectare, reabilitare și modernizare de C180A, 5 km, zona Bolătău.
deja au fost alocate, dar acum le mutăm, respectiv pentru capitolul proiectare, alocăm, se mută suma de 209.021 lei, reprezentând taxe, asistență tehnică proiectant, asistență tehnică diriginte de șantier, cheltuieli conexe organizării șantierului. Alte discuții? Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul diversie. Vreau să vă scrieți, domnul Berța. Cineva? Doamna Poțu. Și domnul Areș. O primă informare, o să intervin, să vă aducem la cunoștință raportul lui ISUS. Așa este normal, ca să prezentăm un raport cu principalele activități desfășurate în perioada 22-4-2017 până în 6-5-2018. 22-4-2017, incendiu la locuința Ferraru Paraschiva, 2-1-2018, incendiu de vegetație în zona Club, 24-1-2018, incendiu Horc, centrală bloc numărul 323, 24-2-2018, incendiu la locuința Vita Petre, 5-4-2018, incendiu vegetație la biserica Constantin și Elena Petrosu, iar 6-5 incendiu la camera centrale, la locuința numărul 1, strada Lacului, proprietar Vindeac Florin. Deci este o informare cu intervențiile care a participat SBSU împreună cu ISU Bacău. Da, domnul Veț, aveți cum. Da, vreau să ridic și două probleme. Deci una ar fi exploatarea din masă lemnoasă în Bolătoa, acolo, și nu știu cine e. Au avut o terminată la Toderaș acolo, e dezastru. Nu știu, tu ai avut? Da. Deci așa tot. Când ați fost ultima dată, domnule? Săptămâna trecută. Îmi pare rău, mie să mă ajut. Mă duc astăzi. Era, deci, noi nu făcusem curățenie, nu era nimic. Și nu mai întreb dacă are și concesionar sau ceva acolo. Deci să faci măcar curățenie. Da? Mai eu merg astăzi acolo. Și a doua problemă, doamna se... Am o problemă. Da. Așa. Nu, nu e mic. La fiecare primărie, audiențele se face de către... Deci se primește în audiență primarul, primește în audiență viceprimarul și secretarul. Da. Deci doamna secretară să aibă un birou al dumneai pus la dispoziție cu toate actele ce sunt acolo. Deci un om cu o problemă personală, cu altceva. Deci nu se poate să fie un birou... E o sugestie, să înțelegi? Da, e o sugestie. Sugestie, nu. Urmea nu vreți să vă dispărțiți? Că... A, nu-i vorba de asta. Nu mi-a fost cunoștință chiar de doamna secretară. Da, vine cineva ca să vină la audiență la doamna secretară, mai e și altcineva în birou, sunt și alți oameni care vin la... Nu m-au găsit și indiferent unde am fost, am ajutat pe cine am putut. Da. O să vedem pe viitor. Nu, eu v-am sunat odată și mi-a spus că n-ați auzit telefonul. Zic, probabil că n-ai personal mult acolo și zic, băi, trebuie să ai un birou, altul nu e, nu? Poate am fost plecate din birou, eu știu. Eu țin cont de doleanțele dumneaie, dacă doamna secretară își dorește. Păi are și acte care sunt secrete, secretarul care sunt secrete. Din punctul ăsta de vedere, stați mai și domnul Pasăriar. Da, da, nu, atât, atât am avut. Eu am primit un telefon, trebuie să doamna Hoțu, mai aveți ceva? Nu, 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 atât. Doamna Hoțu. Domnul ședinte, am primit un telefon din Problema. Vrem să știm cam când și cum s-a făcut lucrurile la laborul tău, pentru că vă dați seama, toată lumea asta așteaptă. Vreau să la sfârșit. Da, de asta. Situația domnului la bolătă. Dar nu, nu-i gata, domnul Pasăriar, nu-i gata. Sunt la București, dar ce e acolo și-a dat așa. Vă rugăm, vă rugăm un pic, mulțumim. La revedere. Și în ședința anterioară, într-adevăr, fără cerere, am solicitat schimbarea masei lemnoase de pe podul de la strada Livezi, numărul 3. Am înțeles că material nu este, deci în curând nu va fi făcut. Ce ar trebui să facem? Material este, material, culmea cu material este, dar partea proastă că avem o plângere penală, știți? Materialul ăla e vorba de plopii.
la care noi avem o plângere penală făcută de domnul Romică din Iac. Ideea era ca acei plopi să fie transformați în tulap, în scânduri, pentru reabilitarea podurilor, da? Dacă unii oameni văd lucrurile altfel, așa stau lucrurile. Până soluționăm problema cu plângerea penală, plopii respectivi stau la servicii comunale, i avem în custodii, când se trebuie problema, atunci... Nu, unii s-au sugerat să facem hârtie scrisă cu semnături, da, cu pozic, nu știu ce. Vreau să întreb, chiar e... Podul nu este în... Noi nu-l avem în domeniul public, pentru că nu a fost trecut niciodată cu niciun pod din... Podețe din astea nu au fost trecut din domeniul public. Cum nici 80% din suprafața terenului nu au fost trecut din domeniul public. Deci, ce am făcut noi a fost de bun augur. Și încercam să facem cu ajutorul materialului alemnos. Dar până se soluționează problema cu plângerea penală, mai rămâne așa în pod. Și am făcut imaginarele de poduri și chiar am promis că facem. Și ne-am logat. Mulțumesc. Și eu mai o problemă foarte simplă, nu e o problemă. S-au adus tomberoanele pentru selectarea... Dar vreau să discut eu problema asta. Pentru că nu au etichete toate trei. Deci aici era problema. La sfârșit vreau să iau cuvântul și am să... Mulțumesc. Și oricum trebuie să curățenie acolo jos. Domnul Areș. Se lucrează la curățenie. Uitați că nu vreau. Dar vă rugăm. În ședința trecută am ridicat problema cu asta, avea fost luat pentru crit. Nu am mai trecut pe acolo, dar am fost informat că tot la fel ies câinii din urmă. Și nu ies unul, doi. Ies în oardă. Dar unde e vorba, domnul Areș? Vorba la... Unde a fost casa lui. Acolo are un drum care iese în drumul. Asta s-a solicitat în ședința trecută o adresă. Să înțeleg că deranjează că a ieșit la mine, când am plecat la dial cu soția și cu vecina, mai mult de 10 bucăți urmit în haită. Cuvântul meu de noi, dar n-au venit până aproape. Din altă părți, este, părți aducă ei. Este o problemă, dar nu nouă ni se întâmplă. Nu e vorba că îi aduce aici problema e că nu îi închide. Tuturor orașelor și tuturor localizărilor se întâmplă. Avem aceea problemă. E o problemă comună și e o problemă națională. Nu e o problemă națională. Uite, peste tot sunt, dar în fiecare loc... Eu am discuții cu colegi de-ai mei primari și aceeași problemă o întâmpină și ei. Nu sunt adăposturi pentru câini. Câinii ăștia migrează, sunt pur și simplu aduși dintr-o colană în alta. Eu te cred, dar eu vreau să spun așa, că în momentul în care eu nu m-am dus la adăpostul lor, eu m-am dus pe cărare, pe care merge petroliști. Haideți, domnul Areș, prin intermediul doamna secretară, până la ședința anterioară, să vă face o adresă cu domnul Sârbu. Stați un pic să vă explic cum s-au lucrurile. Eu am avut o discuție cu domnul Sârbu. A venit domnul Sârbu cu cineva din Belgia, probabil. O doamnă, i-am sugerat el strâge câinii ăștia ca și persoană fizică. I-am sugerat, noi avem o adresă de la prefectură prin care s-au duce la cunoștință să încheiem un parteneriat cu un ONG. I-am sugerat domnului Sârbu să-și înființeze un ONG, organizația asta mai bună de îngală, și să găsească soluții prin care noi să-l sprijinim. Adică să-l putem finanța, să-i putem da bani efectiv din primărie și să-i găzduiască, să ne depostească câini, să-i trateze și tot. Deci nu putem face lucrul ăsta decât cu un ONG. O zis că o să demareze, acum nu știu când. Îl așteptăm să vină, să vedem în ce stadiu s-a făcut proiectul dumneavoastră. Eu nu știu de unde i-a dus, nici nu mă interesează. Sunt câinii din, în proporții de 90%, sunt câinii din localitate. Nu știu de unde i-a dus, nu mă interesează, eu spun despre ceea ce am întâmpinat. Noi am o problemă. Am fost la băieții ăștia aici la SC Servicii, la Fieranul ăsta. Băieța s-au apucat de zidit zidul ăla, unde a căzut înăuntru interior. Putea să le facă prafii, instalațiile pe acolo. L-a făcut, dar au venit acolo, am înțeles, din partea petrolului, le-a făcut poze, le-a filmat, că a construit. E vorba de închirierea, au ținut-o tot de la primării băieții. Nu, ei... au subînchiriat. Subînchiriat de la dar sunt demersurile făcute, sunt demersurile făcute de domnul Areș, da. Am făcut demersuri, am vorbit cu domnul Dumnezeu personal și în cel mai scurt timp o să renunțăm la contractul ăsta de subînchiriere, astfel încât Petromul să-l închirieze lor direct. Fără intermediul nostru. Păi tocmai că problema e nu s-ar găsi o modalitate
suprafața care este acolo, metri pătrați. Să picăm cu el la o înțelegere, domnule, îți dau în altă parte o locație. Nu, se rezolvă, domnule, se rezolvă. Inchinează lor direct, pentru că băieții vor să-și aplice și un proiect. Tocmai că ei vor, am înțeles, să facă și pentru ITP-ul. Da, dar eu am fost personal cu ei. Cu, da. Cu îmi pare bine să aud așa ceva. Îmi pare bine să aud așa ceva. Să demarez un proiect. Am fost cu el personal și la domnul director, deci în cel mai scurt timp o să rezolvi și o problemă. Deci am fost cu el și la Bucuș ca să depun un proiect. Pe tocmai că dacă după ce am mers la Bucuș, am mers tot cu el împreună la domnul director și am găsit înțelegere. Băieții ăștia dau niște locuri de muncă, fac niște lucrări pentru oameni. Noi am sprijinit și sprijinim în continuare, să știți. Și eu vă spun cinstit. Eu unul am fost foarte mulțumit de serviciile pe care le prestează. Noi suntem și mai mulțumiți. De asta am și zis că au fost niște discuții în spațiu public. Nu știu, cineva probabil care ori nu înțelege, ori nu vrea să înțeleagă. Făcea referire la modalitatea cum am concesionat noi terenul. Și am zis și mă repet, am privilegiul să fac în fața camerei la RD și cu ocazia asta poate înțelege toată lumea că primăria noi suntem dispuși să concesionăm tuturor celor care vin și investesc în localitatea noastră, ne dorim ca toți cei care sunt plecați în străinătate să vină acasă, să întoarcă acasă alături de familiile lor și investească în localitatea noastră. N-am găsit baza legală că le-am fi pus la dispoziție suprafețe de teren pentru investiții gratis, dar nu există așa ceva. Și am făcut în așa fel încât aceste suprafețe de teren să poate fi concesionate cu sume cât mai mici, adică să devină cumva atractive pentru ei. Asta facem în continuare. Ați făcut foarte bine și sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, să nu credeți că sunt de altă părere. Dar problema care s-a discutat și cred că știți și dumneavoastră, a fost problema la suprafața aia de 10.620 de metri pătrați care a fost acolo la compresoare. Și s-a pus problema, că eu vă spun cinstit, eu când discut ceva, discut normal, ceea ce știu, ceea ce sunt în cunoștință de cauze. Dar dacă nu știu nimica, nu pot să fac niște afirmații, să spun, domne, că așa este și bag mâna în foc. S-a pus problema că primăria lua de pe terenul respectiv aproape în jur de 1 miliard, cum era atunci făcut, până să dea în folosință terenul. Primăria nu lua nimic, domnule Aș. Ne uităm în contabilitate, primăria nu lua nimic. Nu, dar de ce spun? Terenul era în exploatare pe drumul. Pe drumul. Mi l-a pus la dispoziție liber de sarcini, deci nu lua nici 5 bani. Era un teren care zăcea acolo pur și simplu după luagă. Înainte de a-l prelua noi, a fost administrat de OMV Petrom. Da. Înțelegeți? Deci nu am nici 5 bănuți. Da. Așa că... Dar acum aici că e vorba că s-a închiriat sau concesionat. Păi mai bine zace acolo, da. Păi, da, eu am zis că o sumă foarte mică. Modică. Pentru că omul acesta investește câteva sute de mii de euro. Știu, o investiție foarte mare care creează și multe locuri de muncă. Da. Deci asta ne dorim. Cei care au comentat în necunoștință de cauză sau curea voință, vă spun eu. Deci așa stau lucrurile. Deci lucrurile sunt foarte transparente. Nu vă contrazic. Eu chiar îmi doresc, haideți să vă spun ceva. Urmează să concesionăm o suprafață de teren băiatului care are un serviciu la noi în Comuna Zemeș. El vrea să-și... care lucrează acasă, știți? E băiatul ăsta întors. Ei, și el a venit cu aceiași solicitare și o să-i pune la dispoziție tot la fel o suprafață de teren ca omul să-și deschidă un serviciu frumos la stradă, adevărat, să-și facă o construcție nouă, să investească, da. Deci să nu știa să facă un curte acolo fără autorizație, fără nimic. Deci gândiți-vă că sunt niște locuri de muncă, sunt niște realizări pentru noi. Dacă noi reușim să atragem investitori, ăsta e un lucru foarte bun. Da, dacă îmi permiteți, domnul primar, să revin. Problema, am înțeles aspectul care s-a discutat și problema este că nu s-a investit. Problema care, persoana care pune aceeași problemă, aș vrea să știm dacă era interesat de acel teren, nu în comparații cu ceea ce are. Dar nu vreau să mai vorbim despre asta, că asta este un subiect deschis. Da. Noi, eu am făcut aceste afirmații pentru cei care au urechi să audă și pentru cei care au capacitatea de înțeles să înțeleagă. Pentru ceilalți nu e nimic, sunt vorbi în vânt, nu are rost să mai discutăm. Am înțeles. Chiar nu are rost să mai discutăm. Da. Altceva, acum aș vrea să vă zic eu câteva cuvinte. Da, domnul primar, aveți cuvântul. Aș vrea să vă dau două vești, una foarte bună și una bună, una aproape la fel de bună. Cea foarte bună este că acum jumătate de oră a venit firma care a câștigat licitația și astăzi am semnat contractul cu ei. În cursul săptămânii următoare urmează să perfectăm toate actele, să vin ei cu toate actele care mi-a trebuit aduse și cel mai târziu,
la începutul lunii iulie, cel mai târziu, eu aș vrea să zic că undeva după 15-16 iulie acum, se apucă de drum. Deci drumul, oamenii au zis că nu vor să zăbovească, în cel mult 3 luni de zile vor să termine. Deci dacă ne ajută Dumnezeu, după 15 iulie cu utilajele vor veni, am dus și am văzut și unde își vor desfășura șantierul, deci totul este în regulă. Și a doua, vreau să vă aduc la cunoștință, am achiziționat un mor de 54 de cubele. Ne dorim să intrăm și noi în rândul lumii civilizate, să colectăm deșeurile selectiv, că așa e corect și așa e normal. Eu sunt convins că avem și noi capacitatea și înțelegerea că o veni momentul să colectăm selectiv, că e spre binele nostru. Ele sunt amplasate în 18 locații, sunt câte 3 cubele pentru fiecare locație. Acolo întâlnim 3 bubele distincte, nu? Să iei una verde, una albastră și una albastră. Ei, într-adevăr, ați făcut o remarcă foarte bună, doar pentru cele de sticlă erau marcajele făcute. Noi le-am făcut și pentru celelalte, deci vor fi lipite cu autocolant. Da, asta cât de repede. Și acolo vom colecta selectiv. Să știți că astăzi am avut o discuție cu domnul director, cu domnul Seto, și l-am întrebat care ar fi beneficiile. În afară de faptul că noi ne auto-corectăm și intrăm în rândul oamenilor civilizați, există posibilitatea ca această colectare selectivă să ne coste mai puțin la factura de gunoi. Adică, colectând selectiv, gunoiul menajer nu va mai avea aceeași cantitate. Nu se percepe niciun ban în plus pentru gunoiul ăsta selectiv. Ei vor veni o dată pe lună și vor ridica gunoiul selectiv, doar în condițiile în care nu vor sesiza nereguli. Adică dacă, într-adevăr, nu este colectat selectiv, nu e regulă. O să trebuiască să înțelegem că ar fi bine să punem sticla la sticlă și metalul acolo unde este locul lui, PET-ul și plasticul unde este locul lui, de asemenea hârtia și cartonul unde este locul lui. Cam... Eu sunt convins că există înțelegere și capacitate și cred că nu o să fim codași. Eu vreau să fiu printre primele localități care, într-adevăr, colectează selectiv. Aș vrea să anunțați și de mașina, că este compartimentat. Da, să știe lumea, deci să nu se mai vehiculeze tot la fel în spațiu online, că nu se colectează. Se colectează, mașina vine, dar chiar dacă vedem o singură mașină, ea are 3 compartimente, când o să ridice o dată pe lună, ea o să fie compartimentată astfel încât deșeurile nu vor fi amestecate. Deci, din punctul ăsta de vedere, sper că am lămurit. Și sâmbătă rămâne aceeași regulă. Teoretic ar trebui ca și gunoiul, cantitatea de gunoi menajer, să fie mult mai mică. Exact. Deci cam asta se urmărește. Ar fi indicat și noi acasă. Eu chiar am zis, gata, hai să trecem la colectarea selectivă. Nu e atât de complicat, să știți, sticlele nu sunt foarte multe, acum sunt foarte multe peturi. Asta e o problemă, da. Hârtia nici nu cred că este foarte mult. Nu e atât de complicat și eu sunt convins că noi avem capacitatea și suntem educați. Și prețul crește sau rămâne același? Nu, prețul rămâne același. Am zis că teoretic ar trebui să cantitatea de gunoi menajer să scadă cumva. Asta o să vedem în timp. Dacă mai vine și mai colectează, exact cum a zis colega, la poartă. Ba da, nu, se colectează, nu se colectează în fiecare da, seamă cu gunoiul menajer. Acum o să colecteze gunoiul selectiv o dată pe lună, dar dacă este cazul, ei vor veni și-l colecta mai des, noi sperăm, cred că o lună la început e suficient. Dacă e cazul, eu să vin mai des. Deci nu-i costă nimic în plus. Asta ar trebui să înțeleg. Asta în funcție de cum să umplem. Da. Eu își fac un program. Cetățenii să le spunem exact păi da, să merge, da. O să punem niște pancarde pe care o să-i atenționăm, că aici se colectează selectiv. Da. Și încercăm să ne auto-educăm, că așa e corect. Deci cam așa, lucrurile sunt pe făgașul lor, pe drumul cel bun, să zic așa. Da, altceva. Vă mulțumim, domn primar. Înainte de a încheia ședința, aduc la cunoștință declarațiile de interes și de avere depuse până pe data de 15 a lunii acestea, iar rapoartele de activitate până la ședința următoare. Ne mai fiind altceva discuții. Cred că o să avem o ședință, una extraordinară, cred că exact peste o săptămână, adică vinerea următoare. Ne mai fiind un acord de discuții, declară ședința închisă. Vă mulțumim. Domnul vice.